Gala a fost de excepție, a fost foarte frumos și toți oamenii invitați aici au fost de cea mai bună calitate. M-am bazat pe comunitatea mea de pe Instagram, care vreau să-i mulțumesc foarte mult și am avut speranța că o să câștig. În primul rând, bună seara și celor care ne privesc. Gala mi se pare extraordinară și cred că pozele și clipurile de aici spun mai multe decât aș putea spune eu în cuvinte. Nu mă așteptam la nominalizare. Bine, nu sunt ipocrit. Credeam că se va găsi cineva să mă nominalizeze, dar în orice caz nu mă așteptam să câștig, mai ales că n-am făcut neapărat un fel de campanie electorală în sensul ăsta, pentru că în spatele meu sau alături de mine pe scenă erau multe persoane pe care le respect pentru activitate și le vedeam, nu știu, cumva eu mai potrivite să câștige. Mulțumesc juriului, mulțumesc celor care au votat. Da, mă bucur de premiul ăsta. O seară minunată, mai ales că nu e numai premiul meu, e premiul tuturor elevilor și studenților pe care i-am în spate zi de zi. Eu sunt doar mesagerul, doar purtătorul lor de cuvânt și datorită lor am ajuns în seara asta să mă aflu în fața dumneavoastră. Este o seară minunată, mulțumim tuturor organizatorilor și sponsorilor care au contribuit la organizarea acestei serate minunate în care s-au reunit foarte mulți oameni de bine din județul nostru, oameni care fac bine în domeniul de activitate pe care îl desfășoară. Sincer, nu, având în vedere că au fost foarte multe persoane nominalizate sau organizații pe această categorie, exact, și mai ales pentru faptul că noi ajutăm animalele și cumva, nu știu, m-am gândit că suntem dezavantajați de acest fapt, dar în primul rând noi ajutăm comunitatea, fiindcă campaniile de sterilizări gratuite pe care le organizăm sunt de a ajuta oamenii fără posibilități de a steriliza animalele și a nu a mai abandona pe domeniul public animale. Este un eveniment deosebit, ținând cont că s-a făcut o punte între ediția anterioară și cea de acum. Era necesară și mă bucur că pot oamenii din nou să scoată ce mai frumos din ei și să recunoască că pot să-și aducă aportul pentru cei din jurul lor. Este binevenită și aștept pe cea de anul viitor. E puțin spus că mă bucură, dar atât timp cât face parte din mine această activitate de voluntariat, deci nu serviciul de sine stătător mă reprezintă, ci activitatea din afară, simt că mi-aparține. Eu și el suntem una. Wow, a fost un wow pentru mine, emoții foarte mari, mai mari decât când am reprezentat culorile țării la campionatele europene sau internaționale sau la Cupa Mondială. Emoții foarte mari, este o adevărată seară de vis pentru noi toți. Ce reprezintă pentru dumneavoastră acest premiu? Acest premiu pentru mine reprezintă un succes, să pot spune, dar doresc să mulțumesc foarte mult și oamenilor care m-au susținut și care au votat această nebunie a mea și a noastră. Pentru că, de exemplu, dumneavoastră ca și mass media, cunoașteți exact de la începuturi, de atunci când noi am plecat, eu am plecat cu treaba aceasta. Și atunci nimeni nu dădea, să spun așa, o încredere. Și dacă toți am avut o șansă în copilărie, eu n-am avut nicio șansă, eu niciodată n-am avut o șansă. Și am dovedit la toți că avem o șansă și o șansă foarte mare. Și ambiția nu sunt eu, suntem noi toți. O seară emoționantă, în primul rând, și e chiar o onoare să vezi atâția oameni dragi, atâția oameni care fac într-adevăr ceva, atâția oameni pe care ți-e drag să-i urmezi, să urmărești ceea ce fac și chiar e o onoare să fii în aceeași încăpere cu ei. M-am simțit foarte onorată și foarte emoționată, în egală măsură. Exact cum a spus și Mihaela, în primul rând este onorant, dar în același timp este o mare, mare bucurie să vedem că în orașul Ploiești, în județul Prahova, practic există speranță. Și când vezi atâția oameni de calitate, atâția oameni care au muncit și muncesc în continuare până la urmă ca această comunitate să crească, îți dă speranță să mergi mai departe și îți dă forță să mergi mai departe. A fost o bucurie și o onoare să particip la gara comunității prahovene. În primul rând o bucurie, pentru că a fost minunat să văd câți oameni sunt în acest județ care fac bine pentru comunitate și care lucrează pentru cei din jur și vor să schimbe în bine viața semenilor lor. Este pe lângă o bucurie și o încurajare când vezi că sunt atât de mulți oameni și când sunt atât de multe
Mici inițiative bune care merg în aceeași direcție, n-ai cum să nu ai încredere în comunitate și în acest județ. Mulțumesc frumos pentru invitație, a fost o gală minunată în care oameni minunați au împărțit bucuria de a fi împreună și de a-i aprecia pe cei care ajută comunitatea și fac ceva pentru semenii lor. O seară minunată pentru care cred că toată lumea este foarte mulțumită. În primul rând este un eveniment important pentru Prahova, pentru Ploiești Prahova, faptul că scoatem în față modele. Scotând în față modele și evidențându-i cu premii, poate alții care, să spunem, n-au ajuns astăzi în această gală, ne vor urma exemplu și vor face ceea ce facem noi aproape zi de zi. Noi, universitatea, cum să zic, ne-am scos inimile, le-am pus în palmă și tot ce facem trece prin inimile noastre, astfel încât suntem convinși că facem lucruri bune. Și ce am văzut în seara asta, sunt convins că Prahova se îndreaptă spre o direcție bună și sunt convins că și România. Gala este ceea ce trebuie să se întâmple în comunitatea prahoveană. Este lucru cel mai de preț să fii prețuit pentru munca pe care o depui pentru comunitate.